Bună seara, dragilor! Bună seara, toată lumea! Dragilor, m-am cam săturat de cam toate mâncărurile posibile. M-am gândit să fac un piept de pui cu un sos de ciuperci. O să fie ceva bestial. Să spălăm un pic. Și am spălat. O tigaie magică, așa îi spun, tigaia mea magică. Ca să vă explic, poate n-ați făcut niciodată, luați piept de pui, nu trebuie să-l tăiați mici sau așa după ochi. Vedeți, uite, eu am tăiat așa. Îl puneți la fript, e simplu. Rețeta asta chiar este simplă. Piept de pui. Dacă vi se pare că e mai mare, îl mai dați o dată, dar pieptul de pui se strânge. Când se frige, el se strânge foarte mult. M-a cam luat și pe mine un pic răceala, dragilor. După ce punem pieptul de pui, o să punem la frit. Totodată el să se frigă. Și aici am sosul de ciuperci. Ia uitați. Este sos cumpărat direct la borcan. Are mai multe ciuperci. Nu știu ce mai are pe aceea, niște și în afară de ciuperci, fost că are și niște măsline tocate mărunt. Este un sos foarte bun. Eu pe ăsta tot timpul îl folosesc. Dar îl pun ultima dată. Deci sosul de ciuperci ultima dată îl pun când e gata de fript pieptul de pui. Deci chiar este o senzație. Așa, acum cât las așa. Cât las să se frigă pieptul, trebuie să luăm pe Paco să-i dăm să mănânce. Dacă nu ne ceartă Paco, i-a venit și lui masa, trebuie să-i prepar și după aia să-l aduc. Este la lucru, iasă la 12 la noapte. Am gândit să mai fac și mai bine când vine și ea. Îi fac un sos de asta, că de mult îmi zicea Costina să-i fac un sos. Acum pregătim mâncarea lui Paco.
Deja mă așteaptă, o să vă arăt, să vedeți cum mă așteaptă pe mine pe acolo. Doar ce am venit acasă, m-a prins un pic o răceală, dragilor, dar nu știu. Oricum pe mine nu mă ține unul, 2-3 zile. Probabil a luat-o de la cineva, că eu de fel eu nu răcesc. Cum am luat acum, nu știu, e prea puternic. Răceala asta, nu știu cum am luat-o, dar am luat-o. Paco, ce faci? Paco? Zi. Eu la 5 zile îi dau să mănânce mâncare simplă și după 5, când a făcut pe 5-a zi, îi pun în mâncărică 4 picături de lămâie. Pentru că de aici el își ia vitaminele. Nu-i pun mai mult, doar 4 picături de lămâie stoarsă direct în mâncare. Și el își ia vitaminele de aici. Și îl ajută la o creștere foarte sănătoasă. Le pun un pic de apă, să le fac un pic mai moale. Ce frumos miroasa lămâie. Din lămâia naturală. Așa, acum să măsurăm temperatura la mâncare. Nu trebuie să depășească 36 și nici să scadă de 36, de 36-37 de grade trebuie să aibă mâncarea lui Paco. Este prea scăzută. Mai e mai moale un pic. Mai e bună. Ia să vedem. Deja crește temperatura.
ce e bună. Acum să mergem după Paco. Să vă arăt și vouă. Să-mi arăt și vouă, să vedeți cum așteaptă. Ia uitați, cumpăratul acum se face pieță de pui. Cu tigai din fontă, dar se face mâncarea mea bestial. Chiar se face bestial. Ia să vi-l arăt, să vi-l arăt pe Paco. Paco? 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 Ce faci? Hai mă! Hai mă, ce faci? Ce faci aceea? Uite! Ce faci mă aceea? Strigai la tine, nu mă auzi! Hă? Nu mă auziși? Hai, mergem să păpăm! Hai, Paco! Mergem să păpăm! Hai, bă! Bă, tâlficile! Tâlficiu mic! Stai, tâlfici mic! Uite, mâncarea te așteaptă aici! Și tu umbli golan! Umbli golan! Tu umbli golan! Mâncarea te așteaptă și tu umbli golan. Tu nu știi că tu trebuie să mai și faci. Hai. Vezi că nu mai te repezi, așa că nu-mi place de tine. Că te lovesc cu lingurița la guriță. Ușor, 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 tata. Nu s-o frâde, că nu e concurs. Dar așa pui. Da. Hai să păpăm. Ca să crească băiatul mare. Hai ca e bună că pusești și lămâie în ea. Știi tu? Știi tu că e golan? Stai că nu stă să-i pe culoan, nu s-a poate ajunge la cu. De aceea, să nu cad. De aceea, că vine tata aici. Vine tata aici. Noroc, hai. Las că zbor după aia. La ce păpăm? Da. Hai, dai din coadă. Ești bucuros? Hai. Bă, dacă dai din cap așa... Dă-te și tu mai aproape de mine, că nu pot să mă întind după tine așa... Unde te uiți tu. Stai mai departe de tine că tata e bol zdrăcit și să nu-ți dau răceala. Da. Stau mai departe de tine. Nu te mai pup astăzi, Sara. Până nu treci și mie răceala, nu te mai pup. Până știi că îți dau răceala. Trebuie să opresc eu. Tu nu am timp să... Nu am timp să fac pieptul de pui până nu îți dau să fac. Hai să păpăm. Hai că după aia trebuie să fac și eu. E bună cu lămâie.
Bună, mie îmi spui banditule. Mie îmi spui banditule, uite ce-a făcut pe la gură. Ce-a făcut pe la gură, da, da. Hai, vrei tu mai aproape. Vino mai încoace, hai. Hai, cu te uit, să uită prietenii la tine. Să uită prietenii la tine. Uite, toți se uită la tine. Da, hai că uite, ridic și eu, hai. Hai, ridică și tu. Dacă asta vrei, hai, ridică. Hai, ridică aripile. Hai, da. Mergi la două capete, a, acum. Da, 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 da. Hai. Da, da. Dar nu vii tu mai încoace. Aici, mai către mine, așa, mă lungesc eu după tine. Hop, 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 hai. Dă-i. Nu vrei să te țin eu, banditule? Hai că nu vreau să stau pe lângă tine. Că nu vreau să-ți dau răceala. Nu te pup acum, nu te mai pup. Eu-s răcit. Sunt răcit. Și nu vreau să dau și să iei. Bine, că de vreo 3 zile mai am un pic și trece și mă. Hai, hai. E bună că-i cu lămâie, mie îmi spui. Eu că-i bună, papa, că-i cu lămâie. Hai da. Așa. Da. Copilul meu e cu minte, stă să mă las, stă și el la masă, mănâncă frumos. Da, papă, da. Da, acolo tu înghiți repede. Intră la tine ca pe Valea lui Marcu. După aia trebuie să fac și eu să pap. Ei, vezi tu că știi să stai cu minte. Vezi? Știi tu, dar tu ești bandit. Da, tu ești bandit. Hai, cască gurița. Gurița mare, mare, mare. Bravo! Bravo! Bravo, pui mic! Uf, iar păpuși așa. Și iar mă stropiși. Dar eu nu te cert. Nu, puiule, nu. Nu te cert, nu, nu. Tu știi că eu nu te cert. Intră, intră, intră. Da, da. Stai să mai ștergem altul. Stai să ștergem bine pe la guriță, că nu-mi place așa când te văd. Știi
că mie nu-mi place să te voluntar. Haide, mai ai 10 lingurițe și ești gata. Că acum te aduci tu gustul de lămâie, a? Acum te aduci tu gustul de lămâie. Da? Crezi că eu nu știu? Dar lămâia face bine la vitamine. Are copilul vitamine în el. Da? Da, tata, da. Hai. Hai că nu mai avem mult. Mai avem un pic. Nu mai avem mult. Trebuie să facem ușa asta mare, 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 mare. Da. Da, pui mic. Trebuie ușa mare, mare. Dar nu știu dacă te-ai săturat? Te-ai săturat? Hai, mai dă tata o linguriță și gata. Tu te-ai săturat și. Mai dau? Eu știu că acuia e bună, că e lămâia aceea. Dar acuia e bună, da. Da, da. De luna la alta începem să vorbim. Facem lecții de vorbit. Zicem mama. Da. Luna care vine. Facem lecții de vorbit. Zicem mama. Tata. Ce faci? Salut. Da. Luna care vine, gata, începem să vorbim. Da. Gata. Gata, pe când deja s-a făcut plinul. Mai are un pic și adormea și lângă masă. El așa face. Papă, papă și după aia lea somnul. Gata, uite, păpași castronul tot. Hai, salută prietenii mei, salută prietenii mei, uitați ce frumos se face Paco, salută-i, ia ridică aripa, aripa, ridică aripa, așa, hai și tu sus, hai ridică-te sus, zi salut, salut, zi Paco. Salut! Zi salut! Zici salut? Nu zici salut! Tu salut cu aripa! Zi salut! Zi salut! Nu salut. Bine. Hai că te duc. Mă duc, dragilor, să-l duc. Și revenim cu bucătăria. Ceasosul. În tigaie. Uite ce bine arată. Pieptul de pui. Uite ceva senzație. Acest sos iasă așa de bun și mai ales în tigaie de fontă. Tigaia asta rotundă este o tigaie foarte bună. Ia uitați ce sos deja se îngroașe singur.
la paleta asta, că nu știu unde e cealaltă, că am și de lemn. Cu asta de lemn se amestecă mai bine. În loc de sare eu am pus vegeta la el, că mai mult îmi place vegeta. Dacă mai trebuie sare, o să pui. Cam asta este, dragilor, să încercați și voi ciuperci, sos de ciuperci cu piept de pui fript, să vedeți și voi ce bun o să fie. Așa că vă mulțumesc frumos din suflet tuturor și ne revedem mâine cu bine. Mâine o să merg până la țară, că am ceva de rezolvat acolo, cam în tot satul. Este vorba de un ajutor. Dar asta rămâne să vedeți mâine. Mâine trebuie să merg până la țară, la Pribuiești. Și am de făcut niște treabă acolo. Să putem să ajutăm toți localnicii din Pribuiești. Așadar, ne revedem mâine. Vă doresc multă sănătate tuturor și numai bine.